Bună seara, dragii mei, și bine ați revenit la o nouă etalare de pe canalul Tarot Viață Împlinită. În această etalare cu trei variante, cele pe care le vedeți, vom încerca să aflăm răspunsul la întrebarea cine și cum este persoana cu care vă veți petrece restul vieții. Aș vrea însă să las un mic disclaimer la început, adică un mic preambul, nu există neapărat o persoană anume cu care să ne petrecem restul vieții, există niște predestinări mai mari, mai mici, mai puternice, mai slabe, să zicem, în direcția unei persoane sau alteia, însă, în definitiv, și orice predestinare poate fi oprită de propria noastră alegere, spunem nu și trecem la altcineva, poate mai puțin predestinat sau nu. În plus, există și alte tipuri de relații care nu sunt neapărat predestinate, dar vin cumva, rulează prin mecanismele karmice ale Universului sau prin mecanismele de compensație și așa mai departe, pentru că sunt anumite legi care funcționează în Univers. Dar chiar și așa, de cele mai multe ori, noi avem puterea de a alege. Iar puterea de a alege o avem cu atât mai mult cu cât suntem în legătură bună cu sufletul nostru, adică cu Dumnezeu interior, adică dacă avem iubire de sine. Că despre asta este vorba aici, nu despre iubirea de trup în ceea ce privește iubirea de sine. Bun, avem 1, 2 sau 3. Cine este această persoană care e posibil să vă petreceți restul vieții? Adică, să zicem, care există o predestinare sau o legătură spirituală mai puternică. Dar asta nu înseamnă că voi pe parcurs nu puteți schimba acest lucru. Depinde de voi până la urmă. 1, 2 sau 3. Și începem cu numărul 1. Să vedem despre ce este vorba aici. Aici avem doi valeți, de altfel cărțile astea și spun că în cazul vostru e clar că sunt doi bărbați sau două persoane, două femei, dacă sunteți bărbat, cumva viabile pentru poziția asta de persoane cu care să-mi petrec restul vieții împreună. Și persoanele acestea sunt ori de aceeași vârstă cu voi, ori ceva mai tinere, ori una e mai tânără, cealaltă e cam de vârsta voastră, dar oricum suficient de matură, mental, intelectual. Una dintre ele e o persoană mai pasionantă, cealaltă e mai rece, dar în orice caz, din câte vedem, în cele mai multe cazuri aici este vorba de doi bărbați care au acest potențial major. Nu mai zic de ceilalți care au un potențial mai mic și spre care vă puteți îndrepta dacă aceștia nu vă convin. Da? În cele mai multe cazuri, ori ați cunoscut de puțin timp această persoană, ori ați cunoscut de mult această persoană, dar au fost intermitențe și atunci legătura e destul de nesudată între voi doi. Um ori vă știți de mult, dar iarăși nu s-au întâmplat multe lucruri din punct de vedere sentimental între voi doi. Sunt doi valeți, sunt energii mici aici. Adică de principiu voi nu ați avut o legătură foarte strânsă până acum cu un posibil partener de cursă lungă, cum s-ar spune, deci pe viață sau pe termen lung sau care are acest potențial. Pe de altă parte, cei doi valeți pot semnifica și laturi ale aceleiași persoane, de altfel se îmbină, pentru că avem aer și foc aici. În ideea asta țin să menționez și zodiile, care, așa cum ziceam, sunt cele de foc și de aer. Um, oricum, ce degajă foarte mult persoana asta e o, un aer, o, o energie tinerească, o energie pasionantă, o minte ageră, e o persoană care e cu ochii pe dumneavoastră, e o persoană care, care îi plac aventurile, care, aventurile în sensul să iasă, să socializeze, nu neapărat să calce strâm da? Îi place aventura, la modul în care um, zice, știi ceva, hai să facem ceva spontan în momentul ăsta, să ieșim, să ne plimbăm sau, nu știu, mâine hai să plecăm și să bem o cafea la Viena, etc. Adică gen de persoană care face și lucruri neobișnuite. Cam așa ar trebui să arate persoana asta care sau cu care să aveți un parcurs lung în anii sau zecile de ani care urmează. Alt aspect care ar putea fi menționat aici e faptul că persoana asta dacă la o primă vedere sau persoanele astea dacă la o primă vedere par destul de independente și care au nevoie de spațiul lor, pe de altă parte de fapt stă cumva și cu ochii pe dumneavoastră sau e atent atentă la ce faceți. Deci în orice caz nu e o persoană care să nu-i pese de persoana de lângă el sau de lângă ea, care să nu fie atent la ce se întâmplă. Deci, în orice caz, este o persoană precaută, o persoană grijulie, o persoană care planifică și pașii următori în relație, în general, etc. Persoana asta nu se bazează foarte mult pe cei din jurul său. În unele cazuri, s-ar putea să aibă un frate sau un prieten foarte bun care îi considera ca un frate și de la care s-ar putea să primească și sfaturi. Pentru persoana asta, văd foarte mult literele P, O și, și T. Și aș mai zice aici, da, în general sunt persoane cu părul șaten închis sau negru, da, brunet. Pielea poate fi și mai alb, poate fi și un pic mai închis la ten și destul înălțime medie sau înalt, da. Pare ceva destul de comun în sensul că, adică trăsăturile sunt destul de comune pentru România, dar cam așa se vede la modul general aici, fiind exact o etalare generală. Adică mie acum îmi apar foarte multe chipuri în minte care sunt ca niște flash-uri, dar majoritatea au trăsăturile astea, adică eu așa le văd în clipa de față. Bun, cam, cam asta ar fi la etalarea numărul 1. Aș ține totuși să mai zic câteva chestiuni legate de personalitatea lui sau ei. Ziceam de grijuliu, de precaut, etc. Dar s-ar putea să fie, apropo de asta, să aibă o profesie creativă, dar care are și o parte analitică. Dice, ar putea fi poate programator sau în zona IT, ar putea să fie poate și în zona contabilă, dar cumva poate să mai aibă și o latură creativă în, în afara programului, să spunem. Gândindu-mă aici, creativ plus spa de voce, ar putea să aibă și ceva talente din astea de cântăreț muzician etc. Și ce mai e de spus aici că, în general, persoana asta e destul de sinceră și chiar să spună și lucruri mai tăioase în momentele de sinceritate. Bun, haideți să vedem acum etalarea numărul 2. Aici avem, înainte de toate, situația în felul următor. Da? Hai să spun întâi zodiile, berbec, și principala, plus zodiile de apă, peșt, rac scorpion. Principalele două situații aici care se văd, independent de întrebarea noastră, cine și cum este persoana asta cu care e posibil să vă petreceți restul vieții, este, Sunt următoare, deci următoarele două scenarii. Odată persoana asta împrumută anumite trăsături paterne, părintești, cumva, autoritare și este posibil chiar să fie șeful dumneavoastră direct sau indirect, nu contează, dar oricum să aibă cumva o poziție mai înaltă sau, în general, să fie, o, chiar dacă nu are aceste, această poziție, să aibă totuși o mentalitate de genul impunător și mai sever puțin, iar cealaltă situație este aceea că persoana să are deja pe cineva și cu toate astea există posibilitatea de a fi cu voi în viitor pentru că, de fapt, atracția și predilecția acestei persoane este față de voi și cumva lucrurile cu cealaltă persoană s-au cam încheiat, deși nu e neapărat ceva karmic nici acolo, Adică există înțelegere, există simpatie, există afecțiune, dar cumva poate nu mai există pasiune sau, din contă, poate lucrurile s-au dus într-o zonă... Uh, n-aș zice toxică, pentru că tocmai asta spun că lucrurile nu par karmice, nu par, dar hai să spunem într-o zonă în care nu mai funcționează așa cum trebuie și puteți să vă imaginați ce vreți aici, dar nu într-un mod foarte ostil sau exact, nu, pur și simplu nu mai e ce trebuie, nu mai există atât de multă iubire. Deși ar mai fi un mini scenariu aici în care să zicem persoana cealaltă să mai țină, dar el nu. Și el să fie destul de închis față de acea conexiune și să dorească altceva. Deci, cumva, poate totuși persoana cealaltă să aibă un, un mic debit karmic față de persoana aceasta și de asta să simte cumva, să arate, să demonstreze, să vină cu energia iubirii către el, deși el vrea altceva. Bun, dar trecând peste aceste scenarii, cum este această persoană cu care este posibil să vă petreceți restul vieții? Deci, cum ziceam, s -ar, s -ar, e o persoană impozantă. Destul de înaltă, s-ar putea să aibă, o să fie un pic grizonată, încărunțită sau cu părul alb, sau dacă nu, oricum să aibă o anumită maturitate, adică poate să aibă și 25 de ani, dar să aibă, nu știu, o anumită prezență, o anumită statură, un anumit statut, deja chiar și la acea vârstă, sau să imprime prin tot acea senzație, acea senzație cumva de forță, de stăpânire, de control. Și de ușoară severitate, așadar, persoana să-și controlează foarte bine ființa, stările, interiorul, vorbele, acțiunile. Cu toate că, în anumite momente, e destul de posibil să-și piardă cumpătul, dar chiar și atunci, dă, să zicem niște lovituri sau spune niște vorbe care uh, au o anumită forță nu sunt neapărat impulsive, dar tot așa impactează foarte mult. Pe de altă parte, e posibil da, să nu spună sau să facă foarte multe, dar cumva reacția celor din jur când primesc acele vorbe sau să fie destabilizatoare puțin. Da, pentru că persoana se e foarte în elementul ei, e foarte, da, foarte multă energie de foc, așa, foarte multă uh, forță, dar e de, e de știut aici că există și o latură sensibilă la această persoană, de dar nu se vede aproape deloc. Sau se vede după momentele în care, să zicem, persoana asta se îndrăgosește sau um, capătă o, oarecare afecțiune față de cel ce a de lângă el ea. E o persoană care muncește, care cel mai adesea îi place și să muncească și ce face, sau chiar dacă nu îi place, oricum face totul cu sârg. Are o anumită abnegație pentru statut pentru, pentru lucru, are și anumite laturi creative cum spuneam. e o persoană sinceră de principiu, dar care omite să spună și să -și arate foarte mult zona emoțională, zona sensibilă, pentru că cumva îi se pare că nu converge atât de mult cu statutul sau cu felul în care consideră că ar trebui trăită viața. Deci are o mentalitate un pic conservatoare, care chiar că scapă uneori puțin de sub control sau cel puțin asta se întâmplă în viziunea celor din jurul lui, dar are totuși niște chestii conservatoare, să spunem. În cele mai multe cazuri, persoana asta, da, s-ar putea să stea bine din punct de vedere financiar, din punct de vedere profesional, din punct de vedere al economiilor, din punct de vedere al planurilor de viitor, iar să aibă viața destul de ordonată. V-am zis, mai dă cu băta în baltă din când în când, dar de principiu stăpânește destul de bine ce se întâmplă și ce îi se întâmplă. Aici aș vedea calitere... A D și V, a D și V și nu știu dacă am mai spus niște litere, parcă am mai zis, sau... în fine, dar le văd și pe acestea acum. De aspect v-am zis că văd foarte multe persoane grizonate sau chiar cu părul destul de mult albit. Independent de ce vedeți aici în poză, nu e neapărat să aibă barba, această persoană. Um, și nici să poarte neapărat culori, roșu, albastru, galben, nu neapărat. Văd persoana asta chiar un pic sobră, dar evident nu e obligatoriu în toate cazurile. Și în mod evident, dacă există potențialul acesta de a petrece mulți ani, multe zeci de ani, cu el ea, există și chestia asta că dacă există o altă legătură, o altă conexiune, o altă căznicie în viața acestei persoane, în partea aceea se termine lucrurile și să formeze ceva solid cu dumneavoastră. Cam asta ar fi la etalarea numărul 2 și haideți să vedem și la numărul 3. Aici avem foarte, foarte puternic aspectat scorpionul și șase de monede, adică zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn. Și avem o dată 13, 1, 3 și sau 4 plus 6 cu 1, 7. Bun, adică la șaptea a șaptea carte din suita monedelor, da? sau a pentaculelor, sau pentagramelor. Bun. Aici văd uh, litera U și F foarte bine aspectate. Uh, clar trebuie să știți despre persoana asta că a trecut prin destul de multe greutăți, dar uh, pe cât de multe greutăți au fost, pe atât de multe ori a răsărit și soarele. Adică dacă persoana asta ar începe să vă povestească viața ei, bine, lucrurile astea se întâmplă la modul general în multe vieți. Dar la persoana asta chiar sunt niște chestii ca de film, adică i s-au întâmplat foarte multe lucruri și odată era ceva, wow, prin ce greutate ai putut să treci, dar nici nu credeam că scapi cu viața sau ceva, apoi ceva nemaipomenit i s-a întâmplat, poate și câștiga la lotul sau nu știu, chestii din astea care se întâmplă mai rar, apoi iarăși cine știe ce probleme a mai avut, apoi iarăși s-a întremat sau s-a recuperat după o boală sau... În fine, deci e o persoană puternică și cu un trecut interesant și cu o viață, nu neapărat cu o viață interesantă. E o persoană, cum ziceam, care s-a regenerat de multe ori pe parcursul vieții. E o persoană care are cel puțin două vieți într-una, în sensul în care nu neapărat că a avut mai multe căsnicii sau ceva, sau anumite relații, dar în general totul se întâmplă în multipli de doi dacă nu și mai mult, de 3 de 4. Adică până la un punct a trăit viața într-un anume fel, apoi în alt fel, nu știu, poate până la nu știu ce vârstă a fost vegetarian, după aia nu s-a întors la carne sau invers. Sau... Adică a trecut prin niște chestii de genul ăsta și prin niște schimbări majore. Chiar dacă e posibil să fie revenit anterior la un, la un același stil de viață, nu are importanță. Schimbările sunt destul de mari, de masive. În viața acestei persoane, sau poate nu știu, conducea foarte mult, dacă nu mai conduce deloc, că nu știu, poate s-a speriat din cauza unui eveniment mai. Uh, un eveniment neplăcut, să spunem, pentru că, cum ziceam, a trecut prin destul de multe persoane asta. Altfel, persoana asta e dispusă să ofere pe cât primește, e dispusă să investească foarte multe emoții în uh, cel ce de lângă el ea. Deci, acest bărbat sau această femeie cu care e posibil să vă petreceți restul vieții e implicat și nu e vorba numai de partea emoțională, cât și de partea fizică, cât și de partea financiară, chiar cât și de partea de a construi ceva împreună, cât și de partea de a. Nu, hai să vedem cum pot fi lucrurile făcute să funcționeze. Nu doar să ne prefacem că lucrurile sunt bine sau că putem fi bine, etc., și de fapt să nu fie ceva real. Da? Deci, ce vreau să spun aici? Că există implicare, dorință de implicare din partea acestei persoane. Da. E posibil să fi cunoscut această persoană, poate și în copilărie sau în prime ani de viață, sau în școală sau la liceu. Să fi trecut o perioadă, apoi să. Acum să reluați legătura sau să fi reluat de ceva timp, dar încă nu s-au concretizat lucrurile. Cert este că vor începe, adică vor începe să se vadă lucruri um, serioase între voi, da, și o dedicare mai mare a acestei persoane față de voi. Aici o persoană cu ochii foarte, foarte intensi um, și părul e cumva interesant, și dacă e femeie, și dacă e bărbat, adică are, are un ceva ei. aici îmi Mi-apar chi, chipuri foarte diverse, deci, dar toate pare că au ceva um, cu care ies în evidență atunci când sunt în mulțime sau undeva. Ori au niște gene lungi, negre, care le conturează foarte bine ochii sau, mă rog, îi scot în evidență. Um, sau au, au un element foarte frumos aceste persoane și o anumită intensitate pe care o transmit. Da, aici, în general, sunt relații foarte, foarte puternice. E posibil pe aici, pe acolo, chiar relații obsedante să fie, fie că vine din partea voastră, fie că din partea acelei persoane, fie că din partea amândurora. dar poate au fost momente în care nu v-ați putut înțelege independent de chestia asta. În orice caz, așa cum ziceam, arată frumos lucrurile aici și se pot construi sau reconstrui dacă au murit, metaforic vorbind, se pot reconstrui și pe baze mult mai bune. Deci trebuie să aveți încredere și acolo unde și la voi necesită vindecare, vă propun să vindecați chestia asta, în special partea de copil interior și partea de self-care, da? deci de cum aveți grijă de voi, pentru că aici s-ar putea pe aici pe acolo să fie nevoie da? să vă gândiți mai mult la voi și la cum vă întrețineți viața și persoana. Mi-a părut bine să ne reauzim. La revedere!